Hristos a înviat încă o dată, prieteni. Haideți să mai facem câte un clip, că trei zile și nu mai postăm nimic. O să încep clipul ăsta cu niște iepurași de care nu pot lipsi. Iepurași de vânzare. Am aici o femeluță. Este o corcitură de uriaș cu ceva berbec. E o femeluță care poate fi folosită ca doică. Mama ei a dus foarte mulți pui. La mine e deprisos deja. Am multe altele doici oprite. Cei interesați, femeluță tânără, către 4 luni. Aici un masculaș, ficol cu reaș. Tot așa în jur de 4 luni, până în 4 luni. Și ăsta e de dat. Prețuri rezonabile. Aici e un hicol tânăr. Are vreo 5 luni, cred că. Mascul. Și ăsta îl dau. Nu mai am ce să fac cu el, că l-am pe alalt alb. Aici la fel. Ficol cu uriaș femelă, mare, trecută de 4 luni asta, poate fi dată liniștit. Aici jos am un mascul foarte, foarte frumos, ficol cu uriaș, nici nu zici că nu e uriaș ăsta. Hai bă la tata, asta e din cuibul ăla de 4 din capăt. Și ăsta e de dat pentru cei interesați. N-aș vrea să-i mai sacrific pentru că am sacrificat destui. Nu mai trebuie acum mie să mai mănânc iepure, că am mâncat destui. Aici, prieteni, un masculaș pe grifier frumos. Tatuat, tot în regulă. Pentru cei interesați. Și ăsta ar fi de dat. Am destui, mai trebuie să eliberate puțin boxele, să putem să încercăm ce urmează. Aici e un alt masculaș pe fier, e frate cu ăla primul, și asta ar fi de dat. Masculaș corect, cu ureche corectă, cozi lipite, tot ce trebuie. Ce interesat, lăsați aici un mesaj. Așa, doi masculași. Ficolia de pe acolo, corciturile pentru doici. Pe cine interesează, prieteni? Scrieți aici la mesaje. Pe aici nu mai e nimic de dat. Aici au fost 4 pui. Am scos o femeluță afară care, asta de aici, parcă de să strănute, are un strănut așa ușor, ușor, fără mucozități, fără nimic. Am separat-o de ceilalți, nu-i fac niciun fel de tratament, mănâncă foarte bine, în regulă. Vă dați seama că a bătut vântul rău de tot și cu trecerea aia de la 27 de grade la minus 1, îi mai afectează și pe ei puțin. Este femeie din austriac și din aia mare, care a fost aici la boxa 11, acum e în curte femeia. Mai e câte unul care se aude așa, face așa un pic de, ca un strănut ușor, dar nu mă grăbesc să le dau niciun fel de antibiotic, nimic, îi las în pace. Nu e nevoie de medicamente imediat, sărim imediat cu antibiotice pe ei, îi lăsăm, prieteni. Ia uitați pe barosan ăla mic, ieși din cuib, ușmă la frățiorită. Așa stă din austriacul. O ieși din cuib, înseamnă că încep să ciugulească și ei. Vă arăt un pic puișorile supraviețuitoare, ia uitați. Spătrați, 4 bucăți.
ajutat Dumnezeu de a crescut și asta, în sfârșit, ca lumea, mamă bună. Aici așa se pui mici, încep și aceasta să deschidă ochii. Am avut multe vizite săptămâna asta, prieteni, de pe la Lugoș, Bistrița, de pe la noi, din Sibiu, din Germania. Vine multă lume. Cineva mi-a atras atenția să nu mai primesc atâta lume, că ce știi ce se poate întâmpla. Uitați aici, prieteni, pe asta mă bazez, pe Maica Domnului și pe Iisus Hristos. Și o fi să se întâmple, se întâmplă oricum. Deci nu mai fac eu griji că vine cineva în vizită. Și o fi să se întâmple, aia se va întâmpla. M-a dus astăzi niște trifoi proaspăt. Am pus un pic la pălit aici. Le mai dau la femelele cu pui, în special astea cu pui mici, să facă lapte. Curat, curat, fără gram de praf, cules de undeva unde este ferit de alte lanuri de grâu și de alte erbicide. Ați auzit cum o strănutat un pic unul? Asta nu e o problemă. L-am cules cu mâna și le mai dau așa câte o mânuță la astea cu pui să facă lapte. Se pare că de mâine iar o să se schimbe temperaturile, iar o să înceapă ploile, iar scad temperaturile. Ieri și azi și alaltăieri a fost foarte bine, 20 și ceva de grade. Se pare că o să plouă din nou și o să scadă. O să le pun iar în geamuri toate alea. O să am și eu grijă de ei așa cum pot. Nu le dau antibiotice imediat, prieteni, pentru că nu are rost. Cum strănut o pic să și dăm antibiotice, lăsăm în pace. Am aici undeva unul care... Ai, femeia asta. Vedeți, fără mucozități, fără nimic, are așa un strănut. Nu îi dau nimic, îi dau pace. Când se vor regla temperaturile și umiditatea din aer, o să-și revine singură. Doar dacă face mucozități și se agravează, atunci pot să-i dau ceva antibiotic. În rest, toate sunt bune, prieteni. Cușca asta nouă e cam plină cu grifieri. Am oprit și eu câțiva. Ați văzut câțiva de dat. Sunt destui. Oricum i-am mai rărit, am mai dat din hicole vreo 6 bucăți. S-au mai dus câțiva. Am dat și puișorii mici, supraviețuitorii, cadou la o fetiță. Se cunoaște la mâncare imediat, prieteni. Nu se mai consumă atât de mult, dar vin din urmă cei din puf și cu siguranță o să fie mâncătură multă. De asta am zis să mai și scap din ăștia mari, sănătoși, puternici, hicole, femeluțe, corcituri, hicole, curiași, pentru doi, cine mai este interesat. Pentru că încep înțărcările în curând. Sunt mulți pui mărișori. Ăștia de aici au 2 luni și 3 săptămâni. Deja sunt mari, îi mai las să treacă paștile acum, azi, mâine, poimâine, până sâmbătă cel târziu. E un masculaș, aici au fost 3 femele și un mascul. Masculașul o să-l pun acolo sus în colț. Femelele, 2 care rămân, o să rămână pe boxa lor și 2 că o duc în curte. Aici sunt niște puișori trecuți de 2 luni, 3 bucăți, asta au avut 10. Mai sunt încă 5 frățiori împrăștiați prin curte la 2 și ăștia vor trebui înțărcați în curând. Deci avem nevoie de cât mai multe boxe. Încerc să pun masculii câte unul, femelele maxim 2, eventual și câte una, să le meargă bine, să crească mari, să aibă dezvoltare bună. Cam asta am vrut să vă zic pe acest clip, prieteni. Vă salut cu drag pe toți, vă doresc multă sănătate, numai bine!